Bună dimineața, oameni dragi, m-am trezit și eu, ceasul vreo 7:30, la noi deja a ieșit soarele, mașinile le văd că sunt înghețate. Așa, țin să mulțumesc și eu tuturor pentru mesajele frumoase care mi s-au lăsat la vlogul de ieri. Mulțumesc din suflet, mulțumesc și eu pentru voi că sunteți alături de mine, pentru toți abonații mei și care sunt abonați și care sunt neabonați, le mulțumesc din suflet. Vă doresc tot la fel multă, multă sănătate, fericire și tot ce vă doriți voi să vi se îndeplinească și mai ales la copiii dumneavoastră multă, multă sănătate le doresc, cum voi doriți la micuțul meu Paco, care și el s-a trezit, că știți că asta e ora lui de care trebuie să mănânce. Am văzut că mi-a lăsat cineva acolo mesaj să fac vlog cu el tot timpul când îi dau să mănânce. Eu am zis că n-am să fac așa ori seara, ori dimineața, să vedeți așa cum parcurge el zilnic. Deci, el pe zi ce trece, el va crește. El pe zi ce trece, el va crește, va crește, va crește și va veni, cum să vă zic eu, va veni mult mai atrăgător. Un papagal, ca să-l crești, e fix ca un copilaș mic. Trebuie să-i dai foarte multă atenție, trebuie să-i dai mâncare, mâncarea să fie pe gustul lui. Nu pe gustul nostru, pe gustul lui. Nu trebuie să fie mai mi-a zis cineva că de ce nu-i dau apă? Nu. Apa își ia din mâncare, iar rasa asta de papagal își ia, ei vorbea apă după ce împlinește 3 luni. Adică după 3 luni el deja are penajul foarte mare pe el, o să fie colorat tot și atunci o să mănânce singur, o să bea apă singur, nu o să mai aibă nevoie de sprijinul meu. Sprijinul meu o să aibă nevoie că eu trebuie să-i dai multă atenție și să-l ai asupra ta, ca să te poți, că el oricum, când o să crească mai mare, el o să știe cine a avut grijă de el. Înțelegeți? Așa este și cu copilul mic. Copilul mic, când ai grijă de el de mic, automat el știe, bă, tata și mama au avut grijă de mine. Cum îl ai, așa îl înveți. Așa îl crești, așa îl ai lângă tine. Exact ca și copilul mic. Ți vreau să vă mai zic, a mai zis cineva că de ce n-am înfiat un copil. Deci așa ceva, nu e vorba de aia. Ce? Să nu mai dă voie nici pe vlogul să mai fumez și că n-am avut treabă. Deci, am înțeles că nu mai te lasă cu țigarea pe vlogul și ăștia. Ascultați-mă, deci un copil să-l înfiez. Eu știu că sunt copii nevoiași de ăștia care chiar au nevoie de un părinte să-l crească, dar eu, majoritatea dintre voi, eu am. E Mario și cu Alexandra, care v-am mai explicat de multe ori, sunt copiii care mei am crescut de mici. Sunt copiii care au fost lângă noi de mici. V-am mai spus. Fata o am, mai are anul ăsta și termină facultatea, e gata, după aceea va veni pe serviciu ei, iar Mario urmează să fie și el angajat, mai are și el un pic și să va angaja și el. Amândoi copiii o să aibă un viitor foarte bun și asigurat de noi, pentru că noi i-am susținut și i-am împins în viață tot unde a fost bun și unde va fi bun.
eu încerc să ajut copiii necăjiți, amărâți, copiii care nu au. Eu pe ei chiar îi ajut și tot timpul când se fac fonduri de nu știu cine, nu știu ce, nu știu cum, pe cine să ajutăm și elea, eu tot timpul ajut. Deci eu tot timpul ajut. Au fost multe vloguri care eu nu le-am făcut cu acest ajutor, pentru că nu oriunde te lasă să filmezi sau să arăți oamenii pe cameră, oamenii necăjiți. Care te lasă, te lasă, care nu te lasă, nu te lasă. Dar din privința creșterilor și ajutoarelor, eu tot timpul am sărit să ajut. N-a contat că e sărac, că e nu știu cum, că nu știu cum și nu știu cum. Deci, asta înseamnă că și dacă înfiezi unul și îl crești, acum e, nu că e greu, ne e și nouă foarte greu. Vine vara, plecăm la muncă, Costina la fel. Și de aia nu ne trebuie, că și Mario și Alexandra tot aia. Una e să, că e ca și cum i-am înfiat de mici și am crescut mare acum și sunt pe piciorul lor. Înțelegeți? Pentru noi nu e diferență între părinți. Asta este. Eu v-am mai spus, pe Costina nu vreau să o distrug. Nu s-a putut face când a trebuit să facă, nici că mai ne trebuie de acum încolo. Avem doi băiați și fată, țin de noi, ne respectă, ne calcă casa, ne calcă pragul, ne sună, e alături de noi, în toate punctele de vedere. Și tot aia este. Oricând fiez, orică i-am crescut pe ei, tot aia este. Contează cine te respectă și cine e lângă tine. Bun, acum să ajung la... Am văzut aseară, deci, de când îl cunosc eu pe Vlad, dar am văzut aseară vlogul lui și mi-a dat o chestie așa care țin să-i doresc multă sănătate. Vlad, dacă vezi acest vlog al meu, țin să-ți doresc multă sănătate, ție, la familia ta, la copilașii tăi, la mama și la tatăl tău. Sunteți o familie de nota 10 și tu ești un băiat, cum să spun, cu un caracter de nota 10.000. Numai cine nu te știe, nu te apreciază. Dar, din vlogul care eu l-am văzut aseară, să știi că ai cea mai mare dreptate. Ce pot să spun? Multă sănătate în continuare, Vlad, ție și la familia ta. Și n-am cuvinte de ca să pot să-ți mai zic așa, nu știu, ești un băiat care eu nu te cunosc de mult, te cunosc de când am venit și eu pe platforma asta, dar vlogul ăla de seară chiar eu unul care gândesc, știu ce ai vrut să spui, și chiar ai dreptate. Deci chiar ai dreptate, pentru că cine nu știe, nu știe nici să dea răspunsul, dar nici să te aprecieze la ceea ce spui. Dar toată dreptatea din lume vreau să știi că ți-o dau. Acum am venit, dragilor, să încheiem subiectul ăsta. Vă mulțumesc din suflet. Chiar dacă vă abonați, chiar dacă nu vă dezabonați, nu e niciun fel de problemă. Nu este abonament cu bani. Este un abonament gratis care dai la noi și te abonezi și rămâi să ne vizionezi clipurile. Cum v-am mai spus, eu nu fac clipuri să vorbesc și să pun de cutare, de cutare, de cutare. Știu multe, dar nu mă bag, cum s-ar spune treaba asta. Fiind în zona aia acolo, știu multe, dar nu vreau să mă bag. Nu vreau să iau apărarea nici lui ăla, nici lola, nici lola, nici lola. Pentru că nu vreau să mi se adreseze discuții că gata, vorbește nașul de mine, vorbește nu știu cine de mine, nu dau replici la nimeni. Nu, nu vreau să le dau atenție și subiect de discuție după aia despre mine.
că ei despre mine n-au ce să spună decât doar minciuni sau bârligăciuni. Dar altceva n-au ce să spună de mine. Doar minciuni sau bârligăciuni. Pentru că eu am ajutat, iar ei nu m-au ajutat. Ăștia care vor vorbi ceva de rău de mine. Pe mine nu m-a ajutat, frate, inima cu nimic. Eu sunt eu și eu am ajutat pe toată lumea. Dar pe mine nu m-a ajutat nimeni. Așa că de-aia nu vreau să fac vloguri pe seama nimănui. Înțelegeți? Eu fac vlogurile mele, fac vloguri pe seama mea, fac vloguri despre mine și ceea ce fac eu, dar să fac vlog, să pun în discuții și știți voi cine face așa ceva, să-i fie rușine mare de tot la acest, pot să-i spun și dobitoc, un sărac, știți voi care este. Dar, fraților, adevărul, eu vă cred și pe voi care vă dați cu părerile, așa cum v-a zis și Vlad, vă cred și pe voi care vă dați cu părerile. Dar să știți că nu totul pare real. Una este ce vedem, că cum stau eu aici și vorbesc cu voi și mă uit așa și vă explic, așa și voi la rândul vostru stați și dați pe vlog și vă uitați. Ia să vedem. Pac, pac, pac. Ah, Doamne, ce e cu... Doamne, nu știu ce. Doamne, nu știu cum. Pe imagine e alta, după ce s-a stins imaginea, e altceva, e cu totul altceva. Așa că sunteți foarte dezorientați, nu știți multe, 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 nu știți și nici nu o să știți vreodată. Nici nu o să știți vreodată. Pentru că nu se vor spune multe lucruri. De aceea v-a deschis Vlad aseară pe vlogul lui care l-ați urmărit, v-a deschis cât de cât mintea să știți că totul nu este real. Deci să țineți minte la asta. Atât am avut de spus la acest vlog. O să revin cu un nou vlog, adică o să revin cu un nou vlog. Tot în acest vlog o să vedeți din nou cum se tratează pacul al nostru. Al nostru, al meu și bineînțeles că e și al vostru, toți care îl iubiți. Acum, dragilor, vom prepara mâncărica lui Paco. Uitați, asta este mâncarea lui. Sunt niște vitamine mai multe amestecate. Când m-ați întrebat ce-i dau să mănânce, uitați. Sunt niște vitamine de creștere. De la duce la maturitate. Iar mănâncă cu această măsură. El trebuie să mănânce una de asta și aproape, deci una plină și una trei sfert. Vedeți? Uitați. Pune aici și mai luăm cam trei sfert, așa, nici jumătate să nu fie. Și asta e mâncarea lui dimineața și mâncarea de seară. Dacă în cazul cu acest termometru, eu v-am mai arătat, îi măsor temperatura din mâncare. Nu trebuie să depășească de 37, 36, 37, 38 de grade. Pentru că îi se va arde gâtâțul, gâtâțul îl are foarte subțire și o să-l opărești pe gât. Dacă o dai fierbinte. Așa, cu ajutorul termometrului, știm cât îi suportă lui gâtâțul. El mănâncă la o temperatură maxim de 36 de grade să aibă mâncarea. I-am schimbat bolul. Din acesta pot să le iau mai simplu. Cu acest tel micuț se face omologizarea foarte, foarte bine. De se amestecă foarte bine. Și cu... Mai mi-a zis cineva că de ce nu-i dau cu siringa. Când am luat, i-am dat cu siringa, ia uitați, cu siringa de 50, cu această siringă de 50 i-am dat să mănânce, dar acum nu mai e nevoie, pentru că mâncarea, fiind un pic mai grosuță, nu o trage
siringa și nici nu pot să o împing să-i vină, pentru că are gura foarte mică și nu iasă. Fiind acum, când a fost mai mic, i-am dat cu... Am făcut-o un pic mai pastă ca să poată să strecoare. Dar cu această linguriță specială, vedeți, asta e o linguriță specială doar pentru papagal. Vedeți, este cumva îndoită și el învăța cu lingurița să mănânce. Acum o să pregătesc să pun aici pizza. Apa fierbinte am pus-o aici și acum o luăm ușor cu acest tel și mestecăm până când ea se va îngroșa. Că nu trebuie nici groasă, groasă, nu trebuie făcută, pentru că nu poate să o înghită. Trebuie între și între, v-am mai zis. Ea, cu cât o amesteci mai mult, cu atâta se îngroașă. Ia să vă arăt, să vedeți și voi, uitați. Vedeți cât de groasă se face. Ia uitați. Ui. Vedeți? Se face foarte groasă. Iar nu trebuie să fie așa de groasă. Că nici el nu poate să o înghită și nu se poate și neca. Ca la copilul mic, ce să mai, să ai grijă, să nu cumva să se nece, să nu cumva să ardă, să știi temperatura. Vedeți, eu o să mai pun un pic de apă. Ca să o facem și mai pastă, se poate să-i alunece pe gâtuț, să nu se nece. Și el, perioada asta de până face 3 luni, el își ia apă de aici, din mâncare. Așa este la rasa asta lor, care când îl crește mic nu trebuie să-i dai apă. Deja s-a făcut extraordinar de bună. Mai punem un pic de apiță și e gata. Și după aia mergem să luăm pe Paco. S-a trezit. O să vedeți cum stă și așteaptă. Mă așteaptă copilul mic. Mai zis cineva în comentariu că, doamne, cât am putut să râd, că Paco și cu Leo nu le ajunge un sul de hârtie când mănâncă. Da, ați văzut că și el tot la fel. Când mănâncă Leo, parcă îi trebuie o cisternă de hârtie. Așa și Paco la fel. Am luat două suluri de ăștia de ale mari și deja, uite, ăsta e dus. Bun, mâncarea este gata și acum să măsurăm, să vedem câtă temperatură are. Vedem acum temperatura în care necesită.
deja este bună. A rămas la 35. 35,3. Deci este călduță, foarte bună de dat. Și acum mergem să luăm șeful. Ia, poate să vă arăt și vouă să vedeți cum mă așteaptă. Băi, Paco! Uite, l-a băgat aici. Bă, ia uitați-l. Unde mergi? Unde mergi? Ia zi-mi. Unde trebuie să mergi tu? Ia spune la oameni aici, unde trebuie să mergi tu? La papa? Să păpăm? Hai da, să mergem la masă. Hop, 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 hop. Da, da. Da, da. La copilul la masă. Hai să te pună, tata acolo jos. Da, așa că vor prietenii să te vadă cum eu te îngrijesc și îți dau să papi. Gata, uite aici masa. Așa, op, ușor, 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 ușor. Ușor, greule, ușor. Ha. Op, 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 op. Gata, gata, gata. Așa. Bravo, tată, bravo. Tu ești copil cu minte, mă. Tu ești un copil cu minte. Vedeți cât de cu minte, dar îl țin că să nu se zbată. Adică nu că nu se zbată, e... Da, așa ca și cum dă vițelul la vacă să tragă laptele. Mai zicea o doamnă că să-i dau mai ușor. Păi da, nu trebuie să-i dau ușor. Că el imediat tânghite. La el imediat se duce în gușița lui. El așteaptă într-una. Hai. Hop. Hai că nu e țâța asta. Nu e țâță să dai cu capul. Hai, hai. Așa. Bravo, tată, bravo. Tu ești copilul meu cu minte. Da? Da, papă, da. Hai că e cald aici, vezi? Că vei fi mai mare, să vezi ce le place la lume de tine. Când o să vorbești cu toată lumea, să-i saluți. Cel înghite foarte, foarte repede înghite. Hai că după aia faci un pic de antrenament după ce te spală tata la guriță. Hai să mai tegem. Tegem gurița. Hai să mai luăm un șervețel. Hop, 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 hop. Unde te duci? Unde te duci? Bă, aici e papa, aici. Aici e papa. Uite aici. Hai. Așa, vezi, aici e papa, nu e acolo. He, he.
Ai țipat pe tata. De-o tata, da. Aici papa. Da, aici papa. De tata la copil să trăiască mare, 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 mare. Da? Copilul crește mare, mare, mare și sănătos și cu minte. Da, tati, da. Vei crește mare, sănătos și cu minte. Ai tot ce vrei. O să-ți ia tata și jucării când vrei crește mai mare să te joci. Gata, nu mai. Nu mai, gata. Ce vă place? Oh, 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 ce avem aici? Mă curând damigeana mare. Bă, vezi, stai. Lasă-mă că nu cade. Nu cade. Da, da. Este din plaguriță. Ia uite acum. Hei. Hei, 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 hei.
făcuți borhanul mare. Nu? Făcuți? Pe unde te duci acuși? Așa, hai. Hai, dar boară. Hai, zboară. Lasă dreapta, dă-i cu stânga. Hai, sus. Hai să zburăm. Hai, zburăm? Nu? Hai, dai că te ajut eu. Hai. Așa, bravo. Bravo. Hai, dar mai zboară. Hai că te țin eu. Hai. Ușor. Hai că te ține tata. Hai. Îl țin că e greu. Are gușea grea. Uitați ce gușea are, că a mâncat. Hai, dar că te ține tata. Hai. Hai, zboară. Hai, dă-mi... Iubitul meu. Hai, dă zboară. Hai, întinde aripile. Hai. Hai, să zboară. Hai. Hai că te țin tata. Hai. Hai, da. Ia, dă-i din ele. Hai. No, poc. Hai, da, poc. Haide, te ține tata, așa. Vedeți? Bravo, ticul meu, bravo. Păi papa la oameni. Ai acolo oamenii care te iubesc. Uite aici la cameră, uite aici. Ai oamenii care te iubesc pe tine. Cum te iubesc eu, așa te iubesc și oamenii. Acum doar. Hai, dacă te ține tata, să mai dai din aripi. Hai, arată-le la oameni. Hai, că te ține tata, dă-i. Hai să zburăm, hai. Nu vei să zburăm? Te ține-ai ceva. Hai să zburăm, hai. Hop. Hai mă să zburăm. Hai că te ține tata. Hai. Mai vrei? Nu, mai deja l-a luat. Îl ia somnul. Dacă îi fac aici, hai. Hai. Vezi? Gata, dragilor, vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc pentru like-uri, vă mulțumesc pentru abonare, vă mulțumesc tuturor din suflet. Vă doresc multă sănătate și să ne reauzim cu bine. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag.